CSM Slatina își continuă parcursul în Liga Națională cu un meci pe care îl va susține sâmbătă 7 octombrie cu începere de la ora 11 în sala de la LPS Slatina, în compania grupării CSM Bistrița. Biletele se pun în vânzare vineri 6 octombrie de la ora 10 la casieria KO din bulevardul Aicuza. Prețul unui bilet este de 5 lei. Compania de Apol continuă programul de spălare a rețelelor publice de alimentare cu apă potabilă în municipiul Slatina și în comuna Slătioara. Miercuri 4 octombrie și joi 5 octombrie se vor efectua lucrări în partea de sus a municipiului Slatina și în comuna Slătioara, de la ora 21:30 până la ora 5 ziua următoare. Nu se oprește furnizarea apei potabile. KO avertizează că pe parcursul lucrărilor și o perioadă după finalizarea acestora este posibil să apară o modificare a turbidității apei și fluctuații de presiune. Un munte de fericire a putut fi zărit pe chipurile unor caracaleni care au primit în prag de iarnă combustibilul solid necesar încălzirii. 20 de metri cub de lemne pentru iarnă au fost donați de către biserica din curtea Spitalului Municipal Caracal familiilor Gorun Dorel și Ivan Elena, ca dar din partea parohiei și a prietenilor săi. Colegiul Național Ion Minulescu, în cadrul căruia a activat regretatul profesor de fizică și sport Victor Culea, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Olt, va organiza în memoria acestuia o nouă competiție care îi poartă numele. Memorialul Victor Culea se va desfășura în perioada 2-4 octombrie pentru clasele primare și gimnaziale și 9-12 octombrie pentru elevii de liceu. În perioada 5-8 octombrie, efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt vor asigura ordinea și siguranța publică cu ocazia desfășurării festivalului Oktoberfest, organizat în municipiul Slatina. Jandarmii vor fi sprijiniți de efective din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, Poliției Locale Slatina și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt.